Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vă voi prezenta în acest clip, cât mai explicit și cât mai elocvent posibil, cum înlocuim rama de la unitatea multimedia SYNC 2, modelul acesta, cu acest model pe care scrie Sony. După cum știți, Mondeo MK5 a venit din fabrică cu aceste două modele de rame. Aceasta este... face parte, ca să zic, să mă exprim astfel, dintr-o dotare mai standard de pe Mondeo MK5. Această ramă vine pe o unitate multimedia mai premium de la Sony, cu un sistem audio de 9 sau 12 difuzoare, cum se regăsește pe varianta de viniale. Eu o să înlocuiesc această ramă cu acest model de la Sony, pur și simplu pentru că îmi place mult mai bine cum dă acest model de la Sony în comparație cu acesta, și butoanele, după cum observați în imagini, sunt mult mai ok dispuse și ca design, din punctul meu de vedere personal, dă mult mai bine decât acest model. În rest, nu o să aducă absolut nicio schimbare unității multimedia, nu o să transforme acest SYNC 2 în SYNC 3, pur și simplu această ramă cu butoanele aferente de la comenzi pentru climă și pentru unitatea multimedia, va fi înlocuită cu aceasta de la Sony. Pentru început, după cum observați, vă arăt aici, este plasticul acesta din jurul manșonului acesta de la schimbătorul de viteză. Este vorba de plasticul acesta, este ca o ramă, ca să zic, să mă exprim așa pe înțelesul tuturor, pe care scrie SYNC Powered by Microsoft. Acesta este primul plastic pe care trebuie să-l scoatem, să-l dăm afară ca să începem operațiunea de montare a restul plasticilor din bord. Fiind o zi de iarnă, undeva pe la mijlocul februarie, mai exact 14 februarie, e destul de frig afară. Dacă faceți această operațiune iarna, vă recomand să porniți motorul și să încălziți habitaclul mașinii timp de cel puțin 15 minute. Pentru că fiind frig atât afară cât și în interiorul mașinii, plasticile, după cum se știe, devin casante și dacă trageți puțin mai tare de ele, cu ușurință acestea se pot rupe sau sparge. Ca să dăm afară acest plastic, această ramă din jurul schimbătorului de viteze, o să ne folosim de o sculă, un instrument din acesta din plastic. Se folosește pentru demontarea plasticilor din bord sau de la mașină și îl vom introduce pur și simplu aici între rama aceasta exterioară și asta. Ca să nu zgâriem, eu o să mă folosesc de un șervețel, puteți să folosiți foarte bine un șervețel sau o lavetă, ca să nu zgâriați. Introduceți încet și trageți, ca să zic așa, ușor. După cum s-a auzit, a ieșit și acum ne ghidăm foarte ușor și în rest ca să-l scoatem. Este puțin mai greu, se lucrează altfel față de cum se lucrează vara. Plasticile sunt reci, motorul la mașină merge de ceva timp, dar se pare că nu au apucat să se încălzească chiar așa de bine. Trageți cât mai ușor posibil ca să nu le rupeți. Rama, după cum se vede, aceasta este destul de fragilă și acesta este sistemul de prindere. Pur și simplu sunt niște clipsuri din plastic care se clipsează aici de jur împrejur, stânga, dreapta, sus, jos. O punem deoparte, eu o să o pun pe bord ca să nu o rup sau să o zgâri. Și acum trecem la pasul următor. La pasul următor trebuie să demontăm această ramă argintie cu manșonul acesta de la schimbătorul de viteze. După cum se vede, aici este un clips, mai avem încă două aici pe lateral stânga-dreapta, încă două aici și aici la fel. Ne folosim de același instrument din plastic ca să declipsăm. A ieșit odată acolo, a ieșit și acolo. Repet, nu trageți și nu forțați, iese foarte ușor, nu trebuie să forțați pentru că altfel le rupeți și
O să dați pe ele în dezmembrări cât nu face și afară de asta nici nu prea se găsesc. Am scos și rama aceasta argintie din jurul manșonului acesta de imitație de piele de la schimbătorul de viteze. Îl punem și pe acesta lângă cel model pe bord și am ajuns la stadiul ăsta. Acum, după cum vedeți, aici în jurul schimbătorului de viteze este o ramă. Este o ramă care dă ocol de jur împrejur gurilor de ventilație și unității multimedia. Noi trebuie să desfacem aceasta, dar ca să o putem desface, vedeți că aici în partea de jos avem porțiunea aceasta mai mică. O să o scoatem și pe aceasta prin tragere ușoară. Trageți ușor și, după cum am spus, nu forțați. Sper să nu rup chiar în direct când filmez. Aici întreagă, tot la fel, 3 clipsuri din plastic care se mofează de jur împrejur. Aveți grijă cu acest plastic Piano Black. Dă foarte bine, e foarte fain, dă o notă de eleganță aparte mașinii, dar se zgârie foarte ușor. De aceea vă recomand să lucrați cu atenție și cu grijă. Îl punem și pe acesta deoparte pe bord. Și acum, pur și simplu, avem acces la această ramă care dă ocol unității multimedia. O să o scoatem și pe aceasta. Tot așa am apăsat buton într-o parcare. Cred că cel mai bine o să opresc eu motorul. Vă recomand să faceți la fel, pentru că așa e cel mai bine. Bun. Așa. Acum să ne concentrăm, după cum spuneam, să scoatem și această ramă, acest plastic din bord. Tot așa, tragem foarte ușor. El este cât de cât flexibil, dar nu vrem să rupem. Vedeți că aici e foarte, foarte, foarte subțire. Și dacă forțăm, îl putem rupe și e păcat de el. Foarte, foarte greu se găsește și dacă îl găsiți, nu o să-l găsiți în stare prea bună în dezmembrări. Și de asta este bine să lucrați fără să vă grăbiți, cu multă grijă și atenție. A ieșit și de aici. Și acum foarte ușor introducem un deget pe sub el. Tragem foarte, foarte ușor să nu rupem aici sus unde este butonul pentru avarii. Și cam așa este, așa se prezintă. E prins în 2, 4, 6, 8, 10, 12 clipsuri din plastic în total. Pentru a scoate rama de la unitatea multimedia din bord, acum după ce am dat rama aceasta de jur împrejurul ei jos, dacă vă uitați cu atenție aici unde arăt eu cu degetul, avem două șuruburi, unul în stânga și altul în dreapta. Sunt două șuruburi pentru care avem nevoie ca să le desfacem de o tubulară de 7 și ca să nu cumva să ne cadă prin bord sau să ajungă pe nu știu unde, eu o să mă folosesc și de un recuperator magnetic. O să introducem șurubelnița aici și o să desfac pe acesta din partea stângă și am recuperat cu recuperatorul magnetic ca să nu ne pice pe acolo prin bord și acum îl desfacem și pe cel din partea dreaptă. L-am luat și pe el. Cam asta trebuie să desfacem ca să scoatem rama de la unitatea SYNC 2 din bord de la Mondeo. Acum pur și simplu încercăm să o scoatem cât mai ușor. Ea este prinsă în niște clipsuri pe lateral, o să vă și arăt imediat. Nu trageți prea tare ca să nu forțați. Și cam asta e, așa iese. O pun și pe cea de la Sony lângă ca să puteți observa diferențele. În principiu, în esență, sunt foarte asemănătoare,
diferă dispunerea butoanelor. Să întoarcem și pe partea asta și pe cea de la Sony. La fel, diferă dispunerea butoanelor și logic că diferă și montajul electronic de sub butoane. O să vedem acum dacă se potrivește în locul celei care a fost pe mașină. Eu zic că se potrivește, nu are cum să nu se potrivească. Să sperăm că nu va fi necesară programarea cu force scan-ul și rescrierea acesteia în soft și că va fi pur și simplu plug and play. Dar asta nu am cum să știu acum, vom vedea după ce o vom monta. Ca să o montăm, voi respecta pașii inversi de la demontarea celei care a fost pe mașină. Vom monta întâi această mufă mare aici. A intrat, s-a potrivit perfect. Și aceasta aici. Ca o mică mențiune înainte să introduc această din urmă mufă, când cumpărați această consolă din dezmembră sau de la cine o vinde pe internet, cereți-i să vă facă poză cu spatele ei și dacă o să vedeți aici unde vă arăt cu degetul că sunt prezenți acei pini, acești pini de aici care se văd în imagine, înseamnă că această ramă, această consolă, acest panel conține și placa cu montaj electronic de sub butoane. Dacă nu, nu o cumpărați pentru că o cumpărați doar un plastic. Bun, acum introdus și cea din urmă mufă. Acum o să punem la loc rama aceasta de la Sony în locul celei cu care mașina a mai venit din fabrică. Apăsăm până se clipsează, s-a auzit cum s-a clipsat. A și pornit. Să vedem acum dacă merge, dacă funcționează toate butoanele. O să pornesc și motorul ca să fie cel mai ok, să nu ne trezim că rămâne fără acumulator. Să probăm întâi dacă merge partea de climă, de ventilație, ca să zic așa. Să selectăm clima. După cum se vede, funcționează nivelul la ventilație. Acum o să umblu la temperatură. Vedeți, crește acolo în partea dreaptă. Probăm și pe acesta. Merge și acesta. Merge funcția de auto. AC-ul. Funcționează tot, încălzire, scaune. Deci e funcțional. Trecem pe multimedia. Merge, schimbă melodia și merg și comenzile de pe volan. Merge și volumul. Deci funcționează și comenzile de pe volan. Deci totul este funcțional. Mă bucur că nu a trebuit să parcurg pașii aceia de rescriere cu softul, cu IDS-ul, LM-ul sau force scan-ul. Nu era un impediment pentru mine, dar mă bucur că este așa, pentru că e o dovadă în plus că e o operațiune foarte simplă, totul este plug and play. Decât desfacem plasticile, dăm rama aceasta cu care a venit mașina din fabrică, o dăm jos și o înlocuim cu modelul acesta de la Sony. Cam aceștia sunt pașii de înlocuire a acestui model de ramă cu cel de la Sony. După cum ați văzut, este o operațiune extrem de simplă care presupune doar demontarea a câtorva plastice din bord. Ca timp estimativ de lucru, mai mult de 20 de minute nu durează. După cum ați văzut, trebuie să lucrați cu puțin atenție, să nu forțați, să nu trageți de plastice. Practic este o operațiune plug and play, nu necesită rescriere de soft, totul funcționează ok, butoanele și comenzile răspund prompt, la fel și cele de pe volan, deci este o operațiune foarte, foarte simplă. Între timp
O să mă apuc să montez la loc plasticele care încadrau această ramă, această consolă de la unitatea multimedia. Este operațiunea inversă a celei de demontare. După cum ați văzut, operațiunea este una extrem de simplă, nu voia mai mult de 20 de minute. Practic aveți plasticele acestea de desfăcut, aveți două șuruburi aici stânga-dreapta. Se scoate masca aceasta afară, după aceea se scot cei doi conectori, se mufează la loc și acum montăm plasticile. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut în acest clip, vă invit să vă abonați la canalul meu, lăsați un like și un comentariu dacă aveți ceva de întrebat. Pentru mine este arhisuficient. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare, iar până la următorul clip pe canalul meu, vă doresc numai bine, toate cele bune!